Salutare și bine ne-am găsit la sezonul 2 al vlogului Arta de a fi barman. Eu sunt gazda voastră, Mihai Fetcu. Și până vara viitoare vom discuta foarte multe lucruri, dar astăzi ne vom rezuma la barometer. Scris și m-au întrebat dacă vlogul s-a închis sau dacă, și dacă s-a închis, care este motivul. Răspunsul este nu. Pur și simplu, primul sezon a fost filmat, a fost o chestie de test. Am vrut și eu să testez apele, să văd care este reacția, care este riciu, ce zic oamenii, cum îl primesc și în funcție de asta am tras anumite concluzii și am decis că este timpul pentru sezonul 2 și cam așa mi-am propus pe timp de vară să mă ocup de activitățile mele on a daily basis și să partea cu filmatul să o las mai moale, pentru că știu că mulți dintre voi plecați în concedii, aveți festivaluri și tot felul de chestii și atunci nu are nicio relevanță să filmezi, pentru că mulți dintre voi sunteți ocupați cu diferite activități pe care le aveți voi. Dar din toamnă dăm drumul la sezonul al treilea, dacă totul merge bine, dar până atunci să ne concentrăm pe sezonul al doilea. Și nu numai că vlogul nu s-a închis, ci se va transforma în ceva mai mare. O să vedeți în săptămâna care urmează despre ceea ce vorbesc. Practic, vlogul acesta nu va mai fi un vlog sau va fi un vlog, dar mai avea și multe alte chestii interesante. Câțiva dintre voi știți despre ce e vorba pentru că ați fost contactați pentru anumite colaborări. Iar pentru restul nu rămâne decât să aveți răbdare și o să vedeți că v-am pregătit niște surprize foarte, foarte frumoase. Cei care mă știu, știu că îmi place să călătoresc, îmi place să merg la trade show-uri. Am fost până acum în ultimii ani la foarte multe. Am fost la Barcomen Berlin, la Tens Bar Show, la Moscow Bar Show, la Paris Cocktail Week, la Venues, la... Nici eu nu mai țin minte la câte am fost. La unele am fost chiar de mai multe ori. Și unul din scopurile mele este să le bifez pe toate, practic până îmi închei eu existența ca și barman profesionist. Vreau să bifez toate aceste trade show-uri și mi-am propus în fiecare an să văd cel puțin un trade show și să-l experimentez și să-mi dau seama dacă merită sau nu merită să mă întorc. Și cu acest prilej am zis să vă împărtășesc și voi experiența pe care am avut-o în Ucraina, unde am fost acum câteva săptămâni la Barometer. Am auzit de Barometer acum 2 ani, practic acum a fost al treilea an, și toți care au fost acolo au zis că este wow, că este fain, că merită, că e cel mai tare din partea asta și așa mai departe. Și atunci, luându-mă după aceste feedback-uri, am zis că este timpul să experimentez și eu acest lucru și vreau să spun că am fost foarte profund dezamăgit. În primul rând mi-am dat seama, sau nu că mi-am dat seama, mi-am întărit convingerea că tot ceea ce vedem noi pe internet și mai ales pe Facebook este umflat cu pompa, totul este supradimensionat, totul este wow, toată lumea este drăguță, când de fapt, și nu știu dacă ăsta e termenul corect, dar că ăsta îmi vine acum la îndemână, trăim într-o ipocrizie mare de tot. Adică, punem pe Facebook și pe Instagram numai chestiile faine, dar de fapt realitatea este alta. Și o să vedeți când o să vă povestesc despre barometerul ăsta că s-ar putea să fiți surprinși,
s-ar putea să nu fiți de acord cu mine, which is ok, pentru că până la urmă nu e un concurs de popularitate, este un loc unde eu îmi împărtășesc părerile personale și experiențele. Așadar, din start, barometerul pentru mine nu a meritat. Până să ajungem la motivele care m-au determinat să iau această concluzie, dacă vreți să mergeți acolo spre Kiev, pentru că s-a ținut în Kiev, cu avionul este destul de greu, adică nu este greu, este foarte scump pentru că sunt doar două zboruri, dacă nu mă înșel, unul este direct și unul este cu escală, nu știu pe unde, adică e foarte complicat. Oricum, ce au în comun aceste zboruri este faptul că este foarte, foarte scump. Ca să vă faceți o idee, am fost două persoane acolo și am ieșit mai ieftin mergând cu mașina din Brașov, Chișinău, Kiev și înapoi, decât dacă mergeam cu avionul. Deci cam asta este diferența la preț. Nu merită, cel puțin din punctul nostru de vedere, nu a meritat. Deci, bă, decât să dăm banii, atâția bani pe biletele de avion, mai bine facem un road trip, mai vedem exact care sunt lucrurile pe traseu și cam asta este. Noi am zis că nu vrem să mergem toată distanța dintr-o bucată și să facem un popas și noi am trecut prin Moldova. Chiar dacă eram doi șoferi, nu am vrut să facem toată distanța asta dintr-un singur drum și am ales să facem un mic ocol și ne-am oprit în Chișinău, unde aveam ceva cunoștințe în rândul barurilor și am vrut să vedem cam care mai este nivelul. Ultima oară am fost în Chișinău, acum 2 ani, dacă nu mă înșel, de Revelion. Și sincer, s-au simțit faptul că au fost câteva competiții de mixologie organizate în Moldova și meniurile erau mult mai captivante, ca să zic așa. Au început să facă tot felul de mixuri, să îndrăznească, ceea ce este foarte, foarte fain, însă nu mi-a plăcut partea asta de show la ei, partea de flair, pentru că în mai toate barurile toată lumea arunca cu tinuri, chiar dacă avea un scop sau nu. Eu cel puțin așa am rămas cu impresia că dacă ești flair tender și vrei să faci un show de bar, trebuie să-l faci în anumite situații, adică nu vii în spatele barului, intri un espresso și două limonade, mai arunci cu două tinuri, car pe jos, nu-i nimic, le pui pe bar și cam aia, după aia prepar ceva cu ele. Mi se pare total neigienic acest lucru, adică consider că un flair tender trebuie să aibă tinuri pentru antrenament, alea care sunt cu bandă pe partea de jos, dacă ați observat, ca să nu le cadă capacul ăla de jos, și tinuri curate, pregătite pentru drinkuri, nu? Până la urmă ești barman și faci drinkuri în spatele barului. În momentul în care tu faci un show de bar cu tinuri care cad pe jos și după aia le pui pe bar și după aia faci un drink, s-ar putea să nu fiu cel mai fericit. Dar, na, cel puțin asta este părerea mea și asta aș putea spune că a fost o bilă neagră pentru barman din Chișinău, dar în rest vă recomand să mergeți acolo, au foarte multe localuri, tot felul de chestii diverse și chiar merită acolo măcar pentru un break, măcar de un weekend. Dacă vreți să mergeți în Ucraina, din Moldova, sunt mai multe zone prin care puteți să ieșiți, ce nu recomandăm noi și noi am avut mare noroc pentru că cineva ne-a recomandat să nu ieșim prin Transnistria, pentru că dacă nu ești cetățean moldovean sau nu ai măcar un cetățean de origine moldoveană cu tine acolo, s-ar putea să ai probleme la graniță, ceea ce s-a și întâmplat pentru un prieten de-al nostru care a venit singur și a stat acolo, a stat în vamă vreo 2 ore și ceva, a fost controlat în toate direcțiile, vame și erau absurzi, cereau tot felul de acte traduse în rusă, până la urmă i-au cerut și bani ca să treacă și așa mai departe. Deci dacă nu vreți bătaie de cap, cel mai bine să nu treceți pe acolo, deși distanța cea mai aproape dintre Chișinău și Kiev este pe acolo, vreo 400 și ceva de kilometri. Noi am ieșit din Moldova prin sud, pe la Vama Palanca, de acolo am mers la Odessa, iar de la Odessa la Kiev mai sunt vreo 500 de kilometri, dar este autostradă cu două sau chiar trei sensuri de mers și atunci a fost mult mai simplu pentru noi, a meritat pentru că am recuperat timpul, chiar dacă am ocolit cu vreo 100 și ceva de kilometri. Kievul mi s-a părut un oraș rece, comparativ cu Moscova. A fost mult mai greu să ne descurcăm acolo, pentru că măcar în Moscova mai găseam aici pe acolo câte o persoană care să știe engleză,
în Kiev nimeni nu știa engleză, a fost foarte greu să ne descurcăm, dar ne-am asumat lucrul acesta de la început. Internet nu este, roaming era foarte, foarte scump și în situațiile de genul trebuie să apelezi la tot felul de artificii ca să te descurci. Chiar și cu gazda a fost greu să ne găsim acolo pentru că el vorbea prin Google Translate, nu prea ne-am înțeles. Dar într-un final am ajuns la cazarea ce a fost un apartament prin Airbnb pentru că hotelurile recomandate de către cei de la Barometer erau foarte, foarte scumpe.